Fiji, oficială Republica Insulelor Fiji. Este o țară insulară situată în sudul Oceanului Pacific, la est de Vanuatu, vest de Tonga și la sud de Tuvalu. Primii locuitori din Fiji au ajuns din sud-estul asiatic cu mult înainte de a fi descoperit de către europeni, în secolul al XVII-lea. În secolul al XIX-lea, europenii au venit pe insule pentru a se stabili permanent. Insulele au fost administrate de britanici sub formă de colonie din 1874. Independența a fost acordată în 1970. Totuși, regele Charles al III-lea continuă să fie oficial suveranul țării. Fiji este o republică din 1987 după o lovitură de stat, în care puterea executivă a trecut de la guvernatorul britanic a unui consiliu de miniștri condusă de primul ministru. Constituția din 1990 a fost redactată pentru ca autohtonii fijieni să monopolizeze puterea politică a țării, dar a fost amendată în 1997 permițând celor care sunt de alte etnii o mai bună reprezentare. Președintele este șeful statului, ales de Marele Consiliu de Șefi cu puteri destul de limitate, exceptând situații de criză. Primul ministru trebuie să fie ales de majoritatea Parlamentului. Fiji este împărțită în patru diviziuni administrative, diviziunea centrală, orientală, occidentală și diviziunea de nord. În plus, insula Rotuma din nordul arhipelagului are un statut special. Cele două insule importante sunt Viti Levu și Vanua Levu. În Viti Levu este capitala, Suva, Lautoka și Nadi. În insula Vanua Levu, principalele orașe sunt Labasa și Savu Savu. Ambele insule sunt muntoase, cu vârfuri de peste 1200 metri și sunt acoperite de păduri tropicale. Viti Levu are două treimi din populația țării și adună, cu insula Vanua Levu, mai mult de 80% din populația țării. Fiji are resurse forestiere, minerale și zone de pescuit, ceea ce face ca economia să fie una dintre cele mai dezvoltate din Oceanul Pacific. Totuși, o mare parte din populație se ocupă cu economia domestică. Principala sursă de valută a țării este exportul de zahăr, care ocupă 30% din activitatea industrială. În ultimii ani a avut mai multe probleme. Slaba inversiune în sector și legile neclare în privința dreptului de proprietate a terenurilor. Industria turistică este importantă, cu 300-400 de mii de turiști pe an. Datorită diversității etnice și religioase, cultura țării este un mozaic de tradiții autohtone, indiene și europene. Cultura autohtonilor are caracteristici polineziene și malaiziene, dar a suferit și schimbări datorită creștinării.